Bine ați revenit! Să ne amintim ultima întrebare. Azi este vorba despre trei butoaie identice, așa cum vedeți în desen, încărcate pe trei vagoane de marfă tip platformă. Butoaiele n-au capac, sunt deci deschise. La un moment dat începe să plouă și tot atunci două dintre vagoane, B și C, pornesc la drum. Vagonul B face parte dintr-un tren care se deplasează cu viteza constantă de 30 de km pe oră, iar vagonul C face parte dintr-un tren care se deplasează cu viteza constantă de 50 de km pe oră. Ploaia are aceeași intensitate, deci cade aceeași cantitate de apă pe metru pătrat și pe oră, atât în locul în care stă vagonul A, cât și pe traseele pe care se deplasează vagoanele B și C. Întrebarea este, după o oră de ploaie, timp în care vagoanele B și C s-au deplasat, așa cum v-am spus, iar vagonul A a fost în repaus, în care butoi se găsește mai multă apă? Vă spun întâi răspunsul și apoi voi da și explicațiile necesare. Cele trei butoaie vor conține, după o oră, aceeași cantitate de apă. Se poate înțelege de ce în mai multe moduri. Vă voi arăta pe scurt trei. Întâi vă rog să observați că în timp ce un butoi se mișcă față de pământ, traiectoria picăturilor de apă, picăturilor de ploaie față de el, este aceeași cu cazul în care butoiul ar fi în repaus, al doilea desen, dar ar bate vânt dinspre dreapta cu aceeași viteză cu care se deplasa înainte butoiul. Dacă nu mă credeți, priviți, vă rog, urmele picăturilor de ploaie pe geamul unui vagon. Oare doar văzând această fotografie, putem alege varianta corectă din 1. Vagonul stă, dar bate vânt din dreapta, sau 2. Nu bate vânt, dar vagonul se deplasează spre dreapta. Nu putem, pentru că cele două variante pot fi amândouă adevărate, evident, nu simultan, ci ori una, ori cealaltă. De fapt, ele sunt echivalente, deoarece mișcarea este relativă. Și atunci putem simplifica întrebarea noastră, putem să nu mai vorbim despre butoaie care stau și butoaie care se mișcă, și anume o putem formula în felul următor. Pe timp de ploaie se adună mai multă sau mai puțină apă într-un butoi dacă bate vânt, față de cazul în care nu bate vânt. Pentru că aceste întrebări se adresează tuturor, nu voi face calcule, ci voi discuta doar calitativ aspectele problemei. Trebuie să observăm două lucruri. 1. Dacă plouă, viteza picăturilor de apă care intră în butoi este mai mare, pentru că la viteza de cădere, așa cum vedeți în desen, se adaugă viteza cu care le deplasează vântul pe orizontal. Și deci viteza rezultantă a picăturilor este mai mare. 2. Area perpendiculară pe direcția de mișcare a picăturilor, pe care o delimitează picăturile de apă ce vor intra în butoi, se face tot mai mică pe măsură ce crește unghiul pe care îl face traiectoria picăturilor cu verticala. Ca să înțelegeți acest lucru, am pregătit o tavă. Imaginați-vă că este gura butoiului. Așa o vedeți dacă sunteți exact deasupra ei. Dar dacă sunteți lateral, așa cum sunt picăturile în cădere când bate vânt, o vedeți așa, ca o elipsă. Și cu cât sunteți mai deplasați pe orizontală față de gura butoiului, vedeți o elipsă tot mai turtită, adică cu aria tot mai mică. Așa că numărul picăturilor care vor nimeri această arie se face tot mai mic pe măsură ce crește unghiul. Gândiți-vă la limită, dacă picăturile vin pe orizontală, nu mai intră niciuna în butoi. Deci avem două fenomene cu efecte contrare. Pe de o parte, viteza picăturilor crește, ceea ce ar avea ca efect creșterea numărului picăturilor care intră în unitatea de timp în butoi, care intră, să zicem, pe secundă în butoi. Dar pe de altă parte, numărul picăturilor care nimeresc gura butoiului ar trebui să scadă odată cu creșterea unghiului pe care îl face traiectoria picăturilor cu verticala. Și se poate arăta ușor, folosind matematica, că aceste două efecte se compensează perfect.
ceea ce face ca numărul picăturilor care intră în butoi să nu depindă de intensitatea vântului. Deci nici de viteza cu care se deplasează butoaiele din întrebarea noastră. Un alt mod de a înțelege lucrurile este următorul. Să presupunem că atunci când nu bate vânt, ploaia cade pe o arie delimitată, așa cum vedeți în desen. Dacă bate vânt, toată aria se deplasează, să spunem, spre stânga, așa cum vedeți în al doilea desen. Dar rămâne tot atâta. Deci cade aceeași cantitate de apă pe aceeași arie, fie că bate, fie că nu bate vânt. Iar a treia modalitate de a explica de ce n-are importanță viteza este cea pe care a folosit-o doamna Adana Bișoiu, care găsește de multe ori cel mai simplu mod de a explica lucrurile și o felicit pentru asta. Puteți vedea explicația în comentarii, ea se referă la platforma pe care se găsesc butoaiele și, pe scurt, este următoarea, citez. Cantitatea de apă de care se îndepărtează platforma este egală cu cantitatea de apă în întâmpinarea căreia vine platforma. Am încheiat citatul. Deci viteza nu influențează cantitatea de apă care intră în butoi într-un anumit interval de timp, deoarece exact cât apă câștigă butoiul prin deplasarea părții din față, pierde prin deplasarea părții din spate. În concluzie, n-are importanță dacă un vas se mișcă sau nu, dacă bate vânt sau nu, cantitatea de apă care se adună în vas în urma unei ploi este aceeași. Întrebarea de azi va fi mai deosebită, va fi o întrebare practică și anume va fi în legătură cu aspiratorul de praf și voi face imediat un experiment, deși știu că probabil l-ați făcut cu toții, dar îl voi face pentru că sper să observați ceva ce vă poate ajuta mult la găsirea răspunsului. Dar vă voi pune întâi întrebarea și apoi vă voi arăta experimentul. Sper că nu veți fi dezamăgiți, este ceva foarte simplu, așa cum v-am spus, ați făcut cu toții ceea ce voi arăta. Înainte însă, vreau să mai spun că de obicei evit să folosesc verbul a consuma atunci când vorbesc despre energie, pentru a nu sugera faptul că energia ar putea fi consumată. Dar pentru a face mai sugestivă întrebarea, azi voi folosi expresia consum de energie electrică cu precizarea că, evident, ea nu dispare, nu se consumă, ci se transformă în lucru mecanic, în cazul aspiratorului de praf, de fapt în lucru mecanic și căldură, deoarece niciun motor nu are randamentul 100%, nici motoarele electrice, așa că o parte din energia electrică se pierde întotdeauna prin căldură. Adică, din nou, nu dispare. Veți vedea că aceste precizări au importanță pentru întrebarea de azi, care este următoarea. Când consumă aspiratorul de praf mai multă energie electrică într-un anumit interval de timp? Când funcționează normal sau când astupăm țeava și nu-l lăsăm să aspire aer? Așa cum v-am spus, vă voi arăta cele două situații. Și atenție, ceea ce vă poate ajuta la găsirea răspunsului este ceea ce auziți, nu ceea ce vedeți. Deci, vă rog să ascultați cu atenție. Încă ceva foarte important, dacă vă veți apuca să vă jucați în acest fel cu aspiratorul, aveți grijă, motorul este răcit de aerul care circulă prin sistem, iar dacă nu lăsați mai multă vreme aerul să circule, motorul se supraîncălzește și se poate distruge, mai ales dacă nu are protecție la supraîncălzire sau dacă aceasta nu funcționează. Încă o dată întrebarea, când consumă aspiratorul de praf mai multă energie electrică într-un anumit interval de timp? Când funcționează normal sau când astupăm țeava și nu-l lăsăm să aspire aer? Mulțumesc pentru atenție, succes pe vinerea viitoare!